Săptămâna trecută, în clipul despre Intel Core i9-12900HK și MSI G76 Rider, ajungeam la concluzia neplătită, în bani sau în natură, că tocmai am testat cel mai tare procesor de laptop pe care am pus mâna vreodată și implicit cel mai puternic laptop care a trecut pe aici ever. Dacă n-ați văzut clipul, vedeți-l, vă las link și în descriere, rezultatele zic eu că vorbesc de la sine. Dar la fel de bine știu și că nu multă lume își permite o ZN-uri de astea gen 12900HK sau un laptop cu așa ceva și cu 3080 Ti. Așa că acest video va fi despre o configurație mai umană sau mai degrabă mult mai accesibilă, dar cu specificații cel puțin interesante. Așa că astăzi luăm la puricat volumul 2 al poveștii începută săptămâna trecută, că doar nu credeți că Intel au scos un singur procesor mobile din noua serie 12 și anume acum vom discuta despre Intel Core i7-12700H, adică cel cu adevărat interesant pentru cei mai mulți dintre utilizatorii care nu vor decarta câteva mii de euro pentru un laptop. Bine, nu este și cazul celui de astăzi, care încă nu este disponibil la noi, dar va fi în curând și care pe afară se învârte în zona lui 1500 de euro. Cu toate astea, sunt de părere că în acest punct este un preț corect. Primești o platformă de ultimă generație cu specificații destul de bune, încât să reziste lejer vreo 3-4 ani de acum înainte. Ești și early adopter pentru că nu prea se găsesc prin stocuri și nu sunt mulți cei care au cumpărat un laptop cu o configurație similară. Plus că te bucuri și de alte caracteristici moderne pe care le înglobează cele mai recente apariții. Și când adun toate astea, Parcă ăia 1500 de euro nu mai sunt așa de mulți. Păi hai să justific afirmația asta înainte să dați cu bu. Știu că lumea e sensibilă la noi la tot ce trece de 3000 de lei pentru un laptop. Înainte să facem împrumuturi de nevoi personale sau brate cu cardul, haide să vedem și ce vom primi pentru această sumă, nu exagerat de mare, dar nici măcar pe aproape mică. În schimb, știți ce e mică? Diferența de specificații dintre Intel Core i7-12700H și Core i9-12900HK. Adică flagship-ul ăstora de la Intel pentru generația Alder Lake. Și odată ce pui cabla la cap ambele tabele, tot ce îți va sări în ochi este o diferență de frecvență boost a procesorului și un mic downclock al chipului video Iris Xe. Core i9-le are o frecvență maximă, adică în boost, de 5 GHz frecvență pe care a atins o destul de ușor în testele pe care le-am realizat săptămâna trecută. Dar știți ce este și mai curios? Frecvența de 4,7 GHz a lui Core i7 12700H, adică cu 300 de MHz mai slab. Bine, e și o lovitură mai mare de 400 de MHz încasată de nucleele eficiente care nu mai trec acum de 3,5. Și că tot vorbim despre nuclee, configurația a rămas fix aceeași. Adică 6 nuclee performance cu hyperthreading și încă 8 nuclee efficiency adică un total de 14 coruri și 20 de threaduri. Identic până și în cazul memoriei cache, care a rămas nemodificată, 24 de MB Intel Smart Cache. Automat nu sunt modificări nici pe zona de alimentare, 45 de W cu o limită de sus la 115. Singura diferență care mai apare este în zona frecvenței chipului grafic Iris Xe. Spuneam că a suferit un downgrade, dar n-am spus cât de mare este acesta. Și acum țineți-vă bine că e abrupt. 50 de MHz, da, 5, 0, adică de la 1,45 GHz am ajuns la rușinoasa valoare de 1,4. E mai ușor de pronunțat așa. Am să fac și o scurtă recapitulare pentru aceia dintre voi care n-au văzut clipul dedicat flagship Alder Lake. Motivele pentru care lansarea generației cu numărul 12 este foarte importantă sună cam așa saltul la memoria DDR5, niște PCI Express 4 cu suport pentru SSD-uri NVMe care dau radarele de viteză peste cap și adopția unui nou sistem de organizare a nucleelor ce poartă denumirea de Big Little și împrumută elemente de la chipurile pentru telefoanele inteligente. Ăsta din urma aspect este important aici, pentru că despre DDR5 știm deja destule, iar cu PCI Express 4 ne tot încântă platformele desktop de o leacă de timp. Core 7 12700 h este înzestrat cu 8 e-cores care ating frecvențe modeste și se ocupă în special de sarcini ușoare, precum rularea de Word, browser, chestii de-astea. Dar pe lângă astea opt, mai avem parte și de o echipă de 6 p cores fiecare cântând la două piane deodată, știți voi. Adică hexacor cu hyperthreading. Astea din urmă sunt nuclee care se ocupă de chestii grele, jocuri, porn în VR, render 3D și așa mai departe. Iar ca să nu se încurce în sarcini, au și un algoritm care decide ce face fiecare nucleu și aparent se descurcă binișor. Iată ne ajuns și la discuția despre laptopul pe care am testat noul Core 7 Este vorba despre un Lenovo Legion 5 Pro, generația 2022, cu procesoare Intel Alder Lake. Și laptopurile astea sunt cumva construite să-ți ofere câte puțin din tot. Nu excelează la niciun capitol, dar cu siguranță se descurcă în absolut orice scenariu. Ăsta pe care l-am aici are un Core i7 12700H, de despre care tot vorbim de vreo 5 minute, și o placă video RTX 3060 legată la un ecran de 16 inch cu rezoluție 2560 x 1600 și rată de refresh la 165 de Hz. Stocarea e babană, are două SSD-uri de 1 tera legate în RAID 0 care ating peste 10 Gbps în testele de viteză, e construit ca un tank și arată al naibii de bine. Și acum nu mi se mai pare că ar mai costa atât de mult. Adică o să fie cam pe unde sunt și astea cu procesoarea din generația 11 Se va învârti probabil pe la 8.000-8.500 de lei, ceea ce nu este rău deloc. La fel ca și în cazul msi din recenzia lui Cori 9 12900 HK, sistemul de răcire de pe acest Lenovo este format din două ventilatoare și un sistem de hit pipe Se numește Cold Front 3.0 și care niște specificații de astea de marketing și o interfață care te lasă să controlezi voltajul, turația ventilatoarelor și alte chestii din astea. Adică ai ceva control peste cum se comportă laptopul tău și îl poți ajusta în funcție de activități. Dar să nu uităm că sistemul ăsta de răcire nu s-a dovedit foarte eficient pe MS, și a limitat procesorul, ceea ce înseamnă că CPU-ul, având în cazul de față doar un mic downclock, nu văd de ce Core i7-12700H nu ar fi și el strâns de gât, voiam să zic. Dar poate mă înșel și situația este diferită. Și chiar mi-ar plăcea să fie așa, pentru că este și păcat să bagi procesoare de felul ăsta în laptopuri care nu pot să profite de ele. Și cum aici vorbim despre o placă video RTX 3060, cu un consum mult mai mic decât 3080 Ti, înseamnă că procesorul primește un procent mai mare de energie în care să se poată răsfăța. Așa că am zis să îmi pun la încercare teoriile și să dau drumul sesiunii de testare. Și începem cu Cinebench R20, unde 12700H a scos 678 de puncte în testul single core și 5.422 de puncte în testul multicore. POV Ray ne-a dus tot în zona asta de punctaje, iar i7 le-a scos 669 de puncte pe un singur nucleu și 5.078 pe toate cele 14 nuclee cu 20 de fire de execuție. Ca să vă faceți o idee despre nivelul de performanță pe care îl oferă RTX 3060 de laptop alături de un procesor performant care s-o scoată în evidență, am realizat cele trei teste: Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive și Cyberpunk 2077. În Apex Legends am scos 138 FPS în medie cu setările Ultra la rezoluție Full HD. N-am avut dropuri sau alte inconsistențe, deci este un început bun. În CS:GO avem o medie de 302 cadre pe secundă la setări maxime cu rezoluție 1080p ca și în cazul Apex Legends. Nici aici nu sunt plângeri, panoul de 165 de Hz s-a mișcat super bine și chiar mi-a plăcut să mă joc shootere pe ecranul ăsta. Singura mea problemă este că nu are și el măcar 24 de inci că nu-mi place formatul ăsta micuț de laptop. Și dacă tot avem placă video capabilă, am pus-o la treabă și în Cyberpunk. La prisetul grafic Ultra și rezoluție Full HD am înregistrat o medie de 55 de cadre, după care am activat profilul Ray Tracing Medium și am dat drumul la DLSS pe Balanced și am scos o medie de 54 FPS. Combinația asta îți dă fix două moduri de a te bucura de Cyberpunk 2077. Fie pleci de la presetul ultra și tragi puțin de slidere ca să urci media de FPS la 60 sau peste, fie activezi Ray Tracing cu DLSS și ignori scăderile sub 60 FPS. Una peste alta, Lenovo Legion 5 Pro 2022 chiar este un laptop interesant. Este frumușel, îmi place și păstrează caracteristicile specifice brandului, precum inserția mică din colț sau tastatura care este identică cu aia de pe IdeaPad 5-ul pe care lucrează Marinache. Carcasa arată bine și silueta este așa de Avion de vânătoare, iată. Și pe lângă asta vine și cu o configurație echilibrată, un ecran foarte ok cu rezoluție mare, dar nu extrem de mare și rată de refresh de 165Hz. Adică vei scoate cam cât te poți aștepta să scoți din jocuri eSports cu configurația asta și la rezoluția asta. Și dacă punctează bine și pe zona de răcire, s-ar putea să fie mai echilibrat decât MSI-ul testat zilele trecute. Că până la urmă nu trebuie să fie cel mai puternic procesor ca să ai cel mai bun sau mai potrivit laptop și am rămas impresionat de rezultate. Corino 12700H a stat destul de des și de mult la frecvența de 4,7 GHz și în gaming s-a situat tot pe la 4200-4300, ceea ce îl face la fel de eficient ca fratele mai mare. Consumul nu a fost înfricoșător, pe la vreo 75W cu unele urcușuri spre 85. Și în tot acest timp, temperaturile au fost destul de cuminți, vreo 90-92 de grade în testele sintetice, adică până la limita la care începem să vedem throttling, iar în gaming am văzut și 76 de grade, ceea ce este semnificativ mai bine. Placa video a fost și ea destul de cuminte la 75 de grade, ceea ce nu a stresat chiar atât de mult sistemul de răcire. Iar una dintre ipotezele mele a picat, dar a doua s-a adeverit și Lenovo au reușit să facă o treabă mai bună decât MSI păstrând însă desigur proporțiile, adică răcind un 12.700H versus un 12.900HK. Știu că în momentul în care arunci expresia high-end lângă ceva, îi atești superioritatea peste alte oferte. Dar știți ce? La 7 de lei merită să fie numite așa laptopurile care vor fi dotate cu acest i7. Și când combin procesorul ăsta cu o placă video RTX 3060 sau mai puternică, poți fi sigur că ai o configurație care va rula cam tot ce-i vei da. Singura diferență dintre el și flagship seriei sunt cei 300 de MHz. Bine, i 9 le merge și overclockat, dar ăla abia dacă se descurcă cu temperaturile la setări stock fără să ajungă în throttle, Deci nu mi se pare cine știe ce mare avantaj ăsta. Dar există, așa că l-am menționat. A, și era să uit de ăia 50 de MHz de pe grafica integrată, greșeala mea. Și acum că am ajuns la o concluzie, sunt curios ce ați alege voi. Cum vi se pare în general procesorul ăsta, dar și prețul noilor configurații care îl integrează? Bun, asta a fuse pe azi, am avut multe procesoare și laptopuri săptămânile astea, dar na, totodată aceste săptămâni au consemnat și lansarea de noi generații, atât din tabăra albastră cât și din cea roșie. Acestea fiind spuse, dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară și abonați-vă pe Playground. Spor la joacă!